Linux Mint este neam de, e neam de Debian, de Ubuntu, de astea, știi, deci e... E foarte drăguț așa ca interfață grafică. Auzi, mă, ai Linux Mint, te întreabă dacă ai 14. Ai Linux 14. Din păcate nu l-am ăsta, Mintul nu l-am, din păcate. Dar l-am văzut așa la băieți, deci știu despre ce-i vorba în mare. Arată frumos, sincer, e drăguț. Păi are design-ul frumos. Da, exact, e foarte prietenos așa ca... Atare. Exact cum e și Ubuntu, foarte prietenos ca interfață, are mecla aia mai spre Mac OS, mai spre Macintosh un pic. Ubuntu. Și ăla se numește Ubuntu. 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 Da. Care Linux ai? Nu merg pe Debian. Debian? Da, Debianul e cumva, să zic așa, e tata lui Ubuntu, lui Mint, lui astea, deci de la ăla au pornit practic astea. Și care se dezvoltă mai departe, în fine, eu folosesc, fiindcă eu am un server, de-aia. Și de-aia îmi trebuie pe Linux. Dar îl faci și zile tare, înțelegi? Adică are, bă, ăsta, cum îi zice, Debian, nu cumva e cinamonul? Cred că nu. Sau nu, nu mai știu de la ce a pornit, adică cine a fost înaintea lui. Asta chiar că nu mai știu nimic. Cum se instalează asta? Păi, relativ simplu, se butează de pe CD și apare exact cum apare la Windows 7, dacă știți, cu interfața aia, cu next, 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 adică e foarte prietenos. Asta dacă îl instalați în mod grafic. Nu, ăsta care l-ai dumneata. Da, nu, păi asta zic, se ia de pe net CD-ul ăla mic de net install de preferință, că ăla are 100 de mega. Ok, de la ce se ia ăsta? De pe net? De pe net. De la ei, de la Debian. Chiar de la ei sau de pe minoruri. Sunt foarte multe minoruri. Avem și... Ia, stai să scriu și eu. De unde să iau? Și la noi există FTP-ul de la... Nu poate să ia de pe FTP. Da. Nu, la noi avem restricții cu FTP-ul. Dar de ce? E restricții, mai viteză mare. Și aici am scris și ele de gigantici. Ăsta nu are mai mult de 100 de mega, cred. A, dacă 100 de mega, da, durează, cam aproape un sfert de oră cu mega. Cric! Un sfert de oră. Mamă! Băi, omule, de ce ai pus ca să nu-ți faci pagină de net sau să-ți faci câmpini? De-aia. Deci scrie așa, net și ce cer, de la unde să mă duc, în ce site să mă bag? Păi, imediat să găsesc eu, un... Aveți, dacă e din România, merge mai repede, presupun, nu? Sau cum? Nu, mă, noi avem 5, deci noi avem același tip de net. Ele pe fibră și o pe fir. Deci ele la fel ca mine, deci merge la fel, de 50 de mega la... Imediat. Imediat vă dau direct site-ul. Așa, asta vă. Site-ul lor, da, e cel mai simplu așa, dar să mă uit eu să văd chiar unde scrie el. Aha. Ai găsit? A, ce frumos, da. Da. Foarte bine. Da, am și găsit. Imediat. Iau eu cu copii și paste în, aici, în... Puteai să zici din gură, că el scrie pe gata. Da. Uite direct aici, www.debian.org/distro. Să zicem, adică, îi dă la Getting Debian. Deci, uite așa, deci www.debian.org. Da, Debian. Și, da. .org. Și de la îi dă de sus la Getting Debian. ORG, da?
da? Slash D-I-S-T-R-I-B Distrib. Da. I-S-T-R-I-B. Și are acolo diversele posibilități, adică Small CD. Small CD este ăla, este imaginea de net install. Adică la genul ăsta să instaleze pachetele, o să ceară conexiune la internet. El își aduce de pe net fiecare chestie în momentul care o instalează și e foarte comod. El are 100 de mega, să zicem, CD-ul de instalare. Da, adică e micuț. Dar hard disk-ul cum trebuie să fie? În ce să fie? În Linux? HD, nu? Deci formatat în Linux? Formatat HDAT, parcă. Nu trebuie neapărat să fie formatat hard-ul. Se poate formata în timpul instalării. Deci are o opțiune la instalare, zice cum partiționăm și formatăm hard-ul. Exact. Deci îți dăm urmă până cum să-l faci. Exact. Deci nu are enganil. Deci gata preparat. Exact, da. Și sunt... și metodele sunt... În fine, la butare apare un meniu imediat la butare și zice cum să pornim. Instalare normală, instalare în mod grafic. Am înțeles. Și acum, după ce l-am instalat și vreau, eu dacă am și alte Linux-uri, pot să mă lipesc de el, nu? Sau nu merge? Ba da, de sub Linux se pot vedea, dacă aveți un alt hard pe care este un alt Linux, se puteți vedea de sub Linux-ul ăsta, fără probleme. Aha, da, păi el nu aici. Ce-mi dă ei asta? Nu. Deci orice hard îl cuplați la un sistem de aveți Linux. Nu, n-ai înțeles. Am anumite programe. Eu am de pe niște reviste niște programe cu Linux și alte tipuri de Linux. Da. Și vreau să-mi iau programele astea să fac în programul ăsta, adică să le adaug. Nu e nicio problemă, depinde dacă sunt surse. E foarte simplu. Dacă sunt surse, adică s-ar îngâzâ. Atunci e foarte simplu, se desface arhivuța respectivă, se dă configure, se dă mache install și aia e tot. Aha. Da, adică se compilează din surse. Mie mi se pare cel mai bine asta. Fiindcă se compilează exact pe sistemul nostru, exact pe arhitectura pe care o aveți acolo în sistem. Și exact pe... adică dacă ceva nu-mi convine, o să zic că mai dau dependințe. Eu am Linux-ul ăla nemțesc. Nemțesc suse cumva? Nu, stai, vă spun. Nopiți? Fa se cheamă suse? Nopiți, zici tu? Nu, pe mine a dat tu. Da, mă, Nopiți. Nopiți. A, da. Nopiți. Că ăla nu pot să-l pun pe hard. Ăla am pe CD-ul și doar cu CD-ul să lucrez. Da, știu, ăla e... Nu mai știu, are și posibilitatea de instalare pe hard de pe CD-ul ăla, dar e mai incomod. Adică ăla este... Mi-a plăcut foarte mult. Ăla este bun așa ca reparație de sisteme. E bun de reparat sisteme cu el. Ăla e foarte bun de maintenance. E bun de maintenance. S-a stricat un calculator, trebuie să recuperăm date de pe un hard. Nu foarte bun la operațiune de genul ăsta. Dar la capitolul interfață grafică, deci la capitolul design, arată mai poate în același gen. Deci și de bia nu e la fel ca aspect. Am înțeles. Iar ca programe, de ce îmi place mie de Debian, sincer? Că am alternative și găsesc orice și alternative la orice. La ăsta, la Debian ăsta. Da, adică de genul dacă vreau, să zicem, vreau un player de filme. Da. Eu nu găsesc un player de filme, eu găsesc 20 de player de filme din care mă aleg eu pe ăla cu care mă simt mai bine. Da. Și asta este treaba. Sunt update-uri, e foarte comod el așa ca...
Și merge și ca desktop, merge și ca server.